Hola, señorita, că de când nu ne-am văzut cu ea, ei, eu tare mă bucur că în Moldova avem o grămadă de premiere, fie colaborări, fie... De fapt, chiar e colaborare și următoarea. Invitata o să vină să ne confirme acest lucru. Ne-a fost dor de nebuna asta, că e o nebună care aduce atâta energie pozitivă și umple cu voie bună tot platoul și toate ecranele și toate casele voastre. Cine vine? Știți voi, da? Doinița Germa vine în platoul nostru! Hey, bună seara! Bună să vă fie inima! Draga mea, tu mă prezentai, dar eu așa făceam. Așa da? Făceam din picioare. Da. Eram gata să intru mai repede și în ritm, bailando, bailando. Oh, ce mai frumoasă faci? Ești! Nu ne-am văzut de cât timp! Vai de capul meu, vai de capul meu. Ia uite cum da, filmează hai. De la picioare în sus. Păi să te vadă lumea cât de frumoasă ești tu, sexy și colorată. Pe unde ce ai drumul? Făcut? Pe unde drumul? Că am uitat drumul. Da, pe asta zic. N-ai fost de vreo jumătate de ani, mi se pare, că la emisiune. Imaginezi? Unii te-ai ascuns. Ce ați făcut voi? Ei, ce-a făcut? Am plâns fără ați tine. Ați plâns tânta. Fără mine. Eu special am vrut să fac, știi, să fiu lipsă, să vezi cum e. Să nu vină Doinița. De fapt, a fost o perioadă productivă pentru tine, Doinița. Da, a fost frumoasă. Uite, mă uit la tine și dacă mai pui ceva roșu, roșu știi, tricolor. Știu, fix la asta m-am gândit. Ai roșu în spate pe fundoare, ești cel mai frumos tricolor. Mersi, mersi pentru compliment. Hai că tu nu ai venit să vorbești despre mine astăzi. Ai venit să vorbești despre tine. Da. Ce ai făcut? Ce am făcut? Foarte multe lucruri frumoase și interesante. Am tot afișat pe paginile mele de socializare. Oamenii care mă urmăresc, care mă cunosc, care cărora le place ceea ce fac eu, sunt în ritm. Am încercat să păstrez în primul rând optimismul și buna dispoziție. Și tot așa, acum sunt foarte fericită că s-au început concertele, hramurile, dezlegare, evenimentele. Da, ca un, știi, ca un câine din ăla, când le dai drumul de la legătoare și el își face vântul să iază, să cânte, să... Dar nu pot să zic că a fost o perioadă tristă pentru mine. Dimpotrivă, am găsit cu ce să o umplu. Am și câțiva elevi, adică câteva eleve, de fapt tocmai două, pe care le iubesc foarte mult. Și am tot cântat zilnic cu ele, m-am tot experimentat toate felurile de stiluri muzicale. A fost și, cum? Și cum e Doinița în calitate de doamnă profesoară? Prietenă cu fetele, în primul și în primul rând, dar destul de dură și cu multe cerințe în calitate de profesor. Nu știu, chestia asta cu pedagogie e o chestie foarte delicată. Eu mă închin în fața tuturor profesorilor. Nu știu dacă aș avea răbdare, putere, ca să am foarte mulți elevi. 30 odată, da, îți dai seama. Da, sau chiar și mai mulți toată ziua la rând. Nu știu dacă aș putea, pentru că parcă îmi pare și că la fiecare lecție dau totul din mine și asta e maximum și mai mult. Mă gândesc, de unde să mai am resurse, de exemplu. Până la urmă omului, dacă nu-i arăți, dacă nu-i cânti, dacă nu deschizi gura, mare, să-i arăți cum se face, știi? Copilul ăla, elevul ăla, nu poate să se descurce și îți trebuie foarte multă energie, dar este foarte, foarte frumos. Mie îmi place când fetele se duc acasă de la lecții, se duc în patru, nu în două, știi? Și mie îmi povestesc uneori, eu m-am dus acasă și m-am culcat așa, nici măcar n-am lăsat hainele, am căzut deodată, ca de pe front. Și eu mă bucur atunci, știi, mă simt fericită. A, așa, fericită ești astăzi pentru că astăzi vii să lansezi o melodie și nu o melodie în care ți aparține 100%, da? Da, numai câteva. Vocalul. Numai vocalul. Vocea. Așa, cu cine ai venit astăzi? Eu astăzi am venit cu interpretul și compozitorul, de fapt compozitorul și interpretul, nu știu cum să-i zic mai bine, Valeriu Motovilnic. Este un compozitor pe care îl cunosc și îl admir de mulți, mulți, mulți ani. Eu cred că nici nu mi-a început cariera muzicală atunci când dumnealui deja scria muzică pentru artiști de la noi. A fost foarte interesant, ne-am apropiat foarte repede, dumnealui de fapt s-a apropiat și a venit cu intenția de colaborare. Și îmi place și piesa foarte mult. Dumnealui a semnat melodia. Eu zic să nu mai vorbim atât, da? La spate. Hai să ne invităm în platou, dacă, da? Dacă a venit. Păi dacă a venit, cum să stea acolo după culise? Îl invităm pe Valeriu aici pe canataua Vorbelor Bune împreună cu Doinița. Bună. Bine ați venit. Luați loc pe canatea. Așa, acolo pe canatea. Acolo aici e locul meu. Da, da. Mulțumesc. Da, dacă doriți tare putem să... Fete la fete, băieți la băieți, da. Știu că, de fapt, sunteți vorbitori de limba rusă. Vă este mai comod să vă exprimați în limba rusă. Luce. Da, Luce. Da, dar știi care e faza? Că acum vorbeam în culise că soția dumnealui este... Moldoveancă. Moldoveancă, da? Adevărată, da, vorbitoare de limba română. Și domnul Valeriu înțelege cam tot, vorbește, dar se exprimă mai ușor în rusă. Îmi dau seama. De ce ați știut că melodia asta este anume bună pentru vocea Doiniței?
Почему я? Началось немножко ранее. Как бы, когда я увидел Денису, когда я видел ее образ на сцене, на телевидении, то есть меня поразил, заразил даже вот ее вот этот вот энергетический такой клубок, который вот несется как комета и сметает все на своем пути. Я подумал... Энергетический напор. Да, да, да. Ну, то есть это колоссальная энергия, которую вот она несет своим вот этим, своим образом. И я подумал, ой, как бы было хорошо, если бы все-таки... Эта прекрасная, очаровательная девушка спела бы одну из моих песен. Потому что у меня много хороших исполнителей. Там и Каролина Припелица, и Лариса Бусуёк, и Аура, которые пели мои песни. Но вот к этому ожерелью нужно еще бриллиант вот этот вот добавить. Бриллиант стоит, делок не крыску, реки ли делату талант. Я боялся к ней подойти, у нее такой образ, такой вот, как бы... Бърбаті, без дитини. Да, защо, я кунусь фарте мута луме, каре креди, ка я сънт реа. Ага. Nu știu de ce, adică este o parte care mă percepe foarte bună, așa cum eu sunt, de fapt, clar lucru. Și inclusiv de la televizor sunt foarte mulți oameni care atunci când mă cunosc, știi, în fața aproape, îmi zic, măi, dar tu ești altfel, eu credeam că tu ești așa de rea. Și poate de asta domnul Valerii este mea de mine, eu nu știu exact. И получилось так, что мы на севере были, у нас были концерты в известном молдавском селе Геременкоуци, а у Данисы были в Причанах. Концерты тоже. И мы вот там пересеклись в ресторанчике. В ресторанчике пересеклись, я набрался смелости. Там был их коллектив, мэтр наш рекуводы, Каталин директор был. И вот я подошел, и она любезно мне предоставила визиточку, и я понял, что она как бы не против. И я потом уже вот как бы родилась потом эта песня. De acolo a început totul. Știți unde s-a întâmplat asta? Pe hotarele țării noastre. De acolo vine colaborarea.